acea frumoasă mărturisire care a fost făcută în condiții atât de cumplite de către Domnul și Mântuitorul nostru Hristos Iisus, luminează peste veacuri. Și în, sea, în ocazia aceasta luminează sufletele noastre. Am trăit o adâncă emoție citind cuvintele acestea pe care Pavel i le-a scris ucenicului Timotei. Le-am luat pentru sufletul meu. Aduți aminte de acea frumoasă mărturie pe care a depus-o Isus înaintea lui Pilat în condițiile acelea. Și niciodată să nu te părăsească frumusețea sufletului și bunătatea. Dintre armele care distrug într-adevăr sufletul omenesc, niciuna parcă nu ar fi mai eficientă decât bat jocura. Probabil că uh, un studiu mai adânc uh, al acestei probleme ar face legătura cu fragilitatea noastră uh, morală și spirituală, așa fel încât uh, în fața batjocurii Uh, un om rezistă cu greu, cu foarte greu și nu pentru mult timp, iar uh, viața este martoră a faptului că în momentul în care uh, un om a suferit uh, o formă sau alta de jocură, a reacționat sau a răspuns uneori în mod dramatic. Uh, S-a vărsat sânge, au pierit oameni din cauza batjocurii. Sau S-a observat că uh, omul duce mult mai ușor o suferință fizică, uh, persecuția, uh, uh, persecuția fizică la nivelul corpului sau foamete sau orice altceva, rezistă mult mai ușor decât atunci când cineva îl bat jocorește. Uh, Petru i-a spus lui Isus că el este gata să meargă în temniță și uh, sunt convins că. Uh, uh, el nu a spus un, un, lucru închipuit, ci a spus un adevăr de care era profund convins și era gata să facă lucrul acesta. A zis el, sunt gata să merg cu tine la moarte și în temniță, gândind că aceste două aspecte a merge la moarte și în temniță ar fi cele mai groaznice de cărora trebuie să le reziști. Și că el este gata să reziste și închisorii și morții pentru numele lui Isus dar trecuse din neatenție și cu superficialitate pe lângă o armă a celui rău care era mult mai puternică decât închisoarea sau chiar decât moartea, arma batjocurei. Când degetul batjocurei s-a îndreptat spre el din partea acelei femei, tu erai cu el, tu ai uh, fost acolo, în momentul acela, fiind lucrul acesta atât de rău privit de toți cei ce erau acolo și... Petru simțind în sufletul lui pur și simplu un nor de batjocură din partea tuturor care îl priveau. O, oh, ai fost cu el! Sunt oameni a căror a, istorie și viață este așa de cumplită încât rudele și-au schimbat numele. Nu trebuie să se știe că au fost rude, cu, să audă cineva numele acestor oameni și să zică nu cumva o fi ceva. Și-au schimbat numele, și-au schimbat țara. S-au dus într-un loc în care nu-i cunoaștem, din cauza aceasta. Nume care au pătat istoria și nu poți să te numești Hitler sau uh, 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 Mao sau Stalin sau te, te ferești de așa ceva. Și de aceea, rudele, uh, fiecare a mers în locul lor. Acum, însă, când Petru este aici lângă foc, a fi cunoscut că ai fost cu Isus. Lucrul acesta este mai cumplit decât a fi cunoscut că ai fost cu cel mai mare dintre dictatori sau nenorocirile care, care au trecut peste pământul nostru. Din motivul acesta, în momentul în care degetul se îndreaptă spre el, nici închisoarea și nici moartea nu mai reprezentau absolut nimic în comparație cu puterea pe care a avut-o degetul bazocure care l-a indicat pe el. De ce este așa? Sigur că ar avea o oarecare explicație, dar noi dorim să urmărim cu această ocazie acea frumoasă mărturie pe care a depus-o Mântuitorul nostru sub cea mai cumplită batjocură care a putut fi vreodată vărsată asupra unei ființe. Batjocura care l-a însoțit pe el. Psalmul 69, versetul 19, psalm mesianic. Tu știi ce ocară! Ce rușine, ce bat jocură mi se face, toți protivnicii mei sunt înaintea ta. Știi acest lucru. Este prima mângâiere a sufletului. Doamne, oare tu ai auzit despre ce este vorba? Nu ai spus tu lui Laban să nu spună nicio vorbărea a lui Iacob. Este clar lucrul acesta, că dacă tu spuneai nu, n-ajungea la mine, iar dacă a ajuns la mine această jocură și suferință, este pentru că tu ai îngăduit lucrul acesta și cu aceasta începe versetul acesta. Tu știi lucrul acesta. Tu, tu știi ce ocară, ce rușine și ce bat jocură mi se face. Toți protivnicii sunt înaintea ta. Și spune el în, în, în versetul 20: O cara aceasta, bat jocuri aceasta, îmi rupe inima, sunt bolnav, sufăr mult de tot. Și nu era vorba de uh, suferința aceasta a eului sau a mândriei rănite sau a narcisistului sau. Nu, no. ci era vorba de faptul că, așa cum vezi un copil care ar pune mâna pe un cablu electric, sau vezi un om care merge ca un somnambul spre prăpastie și acolo va pieri, Mântuitorul nostru știa care este impactul acestei cumplite otrăvi a batjocurei asupra batjocoritorului însuși, pentru că uh, uh, substanțele acestea corozive distrug mai mult, mult mai tare conducta prin care curg sau vasul în care stau decât locul în care ajung. Și el știa, știa ce înseamnă. Ce distrugere, ce devastare înseamnă aceasta pentru sufletul lor. O cara lor, jocora lor, înrupe inima, sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor, nu găsesc niciunul. N-a fost nimeni, nimeni din toată mulțimea aceea care să se declare, eu sunt cu Isus. vreau să, ce se întâmplă cu El aceea, să se întâmplă cu mine. Nu, toată lumea a dispărut, toți mă veți părăsi noaptea aceasta. Așa s-a întâmplat, bate voi păstor, oile. Și ei n-au fugit din cauza armatei. Ați văzut ce bătăi au luat cu alte ocazii în, în Sinedriu. Ei au fugit din cauza batjocurii. Era o așa rușine, o așa bătaie de joc să se știe că ești cu Isus în partea, în partea aceasta, încât oamenii au căutat să se ascundă în pământ, în pește, oriunde, dar să nu se știe. De aceea au fugit toți de, de, de ascuțimea cumplită a bat jocurii care se desfășura în jurul numelui Lui. Pentru Mântuitorul nostru nu a fost o surpriză lucrul acesta. El a știut că diavolul a folosit totdeauna în trecerea istoriei această cumplită armă a bat jocurii, a disprețului, a, a înjosirii, a îl pune jos pe un om și a-l privi cu dispreț și cu scârbă uneori, a da sugestii în dreptul, oh, da, știm noi, da, nu mai spun eu ce se întâmplă asta, a crea o atmosferă de genul acesta încât în acea atmosferă orice fel de virus, de microb, de suspiciune să poată să se dezvolte. El, el știa de arma aceasta pe care a folosit-o diavolul, de aceea în Matei, capitolul 20, versetul 19, el profetizează jocura la care urma să fie Supus. Învățăm lucrul acesta pentru că noi, așa cum spuneam, suntem foarte sensibili la orice formă de bazjocără și în special dacă ar fi vorba de un copil al tău, atunci este și mai grav sau de soț, sau de soție, de cineva, de cineva care ți, era, ți este drag sufletului, uh, suferi mai greu și mai mult decât ai suferi pentru tine însuți. Și el, uh, Domnul prorocește în Matei 20, versetul... 19. Îl vor da mâinile neamurilor ca să-l jocorească. Aceasta a fost. Noi vorbim de cruce, vorbim de cuie, vorbim de bice, vorbim de suferința aceasta fizică. Atâția alți oameni au trecut prin astfel de suferinți. Și chiar spunea cineva, este o nedreptate istorică să facem din suferința aceasta Uh, centrul discuțiilor noastre, în timp ce milioane de oameni au suferit aceeași suferință, au trecut prin, uh, prin lucruri de neimaginat, prin suferințe de neimaginat, uh, 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 protestul acestor oameni era justificat, pentru că de fapt și de fapt suferința cea mare nu venea sau, uh, cel mai grozav aspect al suferinței Mântuitorului nu era partea fizică, ci era cea sufletească. Badjocura îmi rupe inima, spunea Mântuitorul nostru. Și sub această uh, badjocură, El dă o mărturie atât de frumoasă. Ea este, E aproape imposibil să asociez una cu alta. Destul că îmi țin gura, destul că nu răspund la fel, destul că. Uh, trăiesc uh, într-o suferință de neimaginat când sunt batjocorit în felul acesta, dar ca să mă mai și bucur, ca să mă mai și veselesc, ca să mai și slăvesc pe Dumnezeu și să consider că m-a nobilat și mă nobilează lucrul acesta, este o, este o formă de noblețe, uh, parcă, pare că ar, și este totalmente contrar naturii noastre, dar nu este contrar adevărului etern al lui Dumnezeu. Îl vor da mâinile neamurilor să-l bat jocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar la treia zi va învia. Bad sub care a depus el această frumoasă mărturie era, e pe primul loc aici când vorbim de suferințele Domnului nostru Isus Hristos. Iubiții mei, să luăm seama la propriul nostru suflet. Um, unul dintre aspecte asupra care trebuie să ne uităm cu atenție este cum reacționăm noi când suntem corectați. Trebuie, de acolo ne dăm seama de sănătatea sufletului nostru. Primești corecția cu recunoștință, cu mulțumire ești, sau te lași greu corectat sau nu vezi de la nimeni. Sau... Dar dincolo de corecție, vorbim de batjocoră, cum, cum reacționezi când ești batjocorit? Cum reacționezi când cineva aruncă în dreptul tău pase și când cineva răspândește vorbe despre tine? Am urmărit un astfel de domn care mergea din loc în loc și semăna semințele acestea, până când, într-o zi, s-a închis cercul, s-a dus la cineva să vorbească aceleași lucruri, a mai scris și ceva scrisori și când s-a adus la această persoană, persoana a spus, mie să nu mai îmi spune asta, că eu deja i-am spus omul ăsta, aia. omul acela era eu. Atunci, acolo s-a închis cercul și, și a dat seama că știu și am auzit ce se întâmplă, nu am zis absolut nimic, dar... Așa cum spuneam de ancheta aceea în care eram acuzat de, politic, de mișcări politice și așa mai departe, tot la fel și acum avem o tainică mulțumire sufletească a faptului că nu e așa, nu este adevărat. Bucurați-vă că nu este, sunt rele și neadevărate scrie acolo, bucurați-vă pentru lucrul acesta. Am avut această tainică mulțumire. Ne-am întâlnit, dâns, Dumnealui a cerut o întâlnire, ne-am întâlnit, a mărturisit, a spus despre ce este vorba și m-a întrebat dacă doresc să meargă în fața Bisericii și să facă o mărturisire a faptului că lucrurile pe care le-a spus nu erau adevărate, erau pur și simplu produsul imaginației sau cine știe. Ce alte intenții. Și am spus: Nu am nicio dorință de felul acesta. Eu nu doresc ca dumneavoastră să mergeți în fața cuiva, să spuneți ceva. Dacă dumneavoastră doriți lucrul acesta, dar eu nu. Eu nu am nicio umbră în dreptul uh, dumneavoastră. M-am bucurat din suflet că nu e adevărat ce s-a spus și rămâne acum ca însuși Domnul să confirme lucrul acesta. Aici Mântuitorul a spus prima. Dintre armele care vor fi folosite împotriva mea va fi jocura. Îl vor da să bazjocorească, să-l bată acestea două și să-l răstignească. Acum te poți aștepta din partea uh, oamenilor care au o agendă, să zicem. Preoții și cărturarii care erau acolo se simțeau amenințați, își pierdeau coliba, pâinea, mălaiul, ce aveau salariile acolo. Uh, e, clasa aceasta de oameni e de înțeles, dar ce este cu tâlhare aceștia doi, unul în dreapta, unul în stânga, deci răstigniți în aceleași condiții cumplite, ce cu oamenii ăștia care își bat joc și ei la rândul lor. Și scrie în versetul 44, Matei 27, tâlharii amândoi care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bat jocuri. Îți aruncă cineva așa o pasă sau zice ceva sau să te lovească să te facă să suferi. Aceștia nu îl priveau în față să aibă un dialog sau o dezbatere, ci scrie scriptura că îi aruncau aceste cuvinte de bază. Și voi, domnilor, înțeleg ceilalți oameni, au o agendă, ei vor să păstreze sistemul lor religios și înșelăciunea aceasta în care trăiau și din care trăiau ei. Dar ce cu voi? Voi mai aveți o oră de trăit sau cine știe cât va mai, mai dura aici și voi consumați ora aceasta cu a bat jocorii pe ei. V-ați întrebat vreodată cine te îndeamnă să bat jocorii? și Nu cumva, nu este aceasta problema ta personală, ci uh, vine dintr-un îndemn tainic, din adânc, nu cumva? Nu te întrebi, a fost, este cu totul de neînțeles, dar în același timp este clar că diavolul a folosit până în ultima clipă, inclusiv în timpul răstignirii, a folosit arma aceasta a batjocurii pentru a descuraja sufletul Mântuitorului nostru. Oamenii care îl păzeau pe Isus, îl bat jocoreau și îl băteau. Voi sunteți planton, paznici, da? Soldați, vă păziți pe omul ăsta. Bun, stai acolo drept, ești cu sulița, ești cu arma, păzești pe omul ăsta. De ce îți bat joc de el? Ce legătură? Tu, tu ai fost pus aici să-ți bați joc de el? Tu ești, tu ești, o santinelă. Consemnul postului tău este păzește -l. Cu ce ocazie îți bați joc? Același duh de rău în îndemna, atâța sufletele acestor plantoane, acestor oameni care păzeau pe Iisus și spune Biblia că îl bat și îl băteau și rosteau împotriva lui multe alte bat jocuri. Aici noi observăm că se atinge un fel de apogeu al bat jocurii împotriva sufletului mântuitorului nostru, în speranța că el va obosi sub o așa bat jocură și va reacționa sau va deveni asemenea batjocoritorului departe de Domnul așa ceva. Dar lucrul ăsta n-a început aici. Din, primii, din primele zile de viață, din primii ani, de când a făcut primii pași pe pământ, a fost însoțit de batjocura că este un copil din flori. Până și slujitori creștini spun până în ziua de astăzi acest lucru. Și oriunde prezenta cuvântul lui Dumnezeu sau vindeca oameni sau a, a, săvârșea binele la, în, de cea mai înaltă clasă, erau oameni acolo care întotdeauna trăgeau cu săgeata aceasta, a jocuri împotriva lui, asupra nașterii lui. Noi nu suntem născuți din curvie, punctau la el. A, a, lucrul acesta, imaginați-vă că a fost a, o luptă continuă care a cerut din partea Mântuitorului nostru o legătură permanentă cu Tatăl. Tată, tu știi cum am venit în lumea aceasta. Acesta era adevărul. Acestea erau lucruri rele și neadevărate, dar l-au însoțit absolut pe tot drumul. Lângă numele lui a fost atașat întotdeauna numele Înșelătorul. Înșelătorul acesta. Înșală Înșelă, poporul. Răzvrătitul acesta răsculatul acesta, acest nimicitor arm de nimicire în masă, acest nimicitor al poporului, piere tot norodul din cauza acestuia. Vă puteți imagina ce a fost îngrămădit asupra sufletului lui pe tot traseul acesta. Dar aici, la Golgota, la cruce, Badjocura atinge culmile sau mai degrabă spus cum spune cartea Apocalipsei, adâncimile satanei în ce privește batjocura. Cele mai sensibile corze ale sufletului sunt lovite, sunt atinse, sunt stribite, zdrobite sub batjocura aceasta. Rosteau împotriva lui multe batjocuri. Unul dintre tâlhari, spune în versetul 39, a zis Păi dacă ești Hristosul, mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi, hai să scăpăm toți! Fiecare pas și fiecare cuvânt era o formă de bajoc Nu ești tu, Hristos, nu ai spus tu așa? Și uh, ei, pur și simplu, erau ecoul uh, preoților și cărturarilor și învățătorilor poporului și al poporului întreg, uh, care strigau, uh, hei, pe alții am mântuit, dar pe sine nu e în stare să se mântuiască. Dă-te jos uh, după cruce și. Uh, 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 permanent îmbrăca noi forme din ce în ce mai agresive, mai concentrate, mai otrăvite, atacând sufletul Domnului nostru Isus Hristos. Nu corpul, sufletul Lui. Acolo era și acolo se dedea bătălia cea mai adâncă și acolo și pentru fiecare dintre noi se găsește terenul unde diavolul atacă pe cea mai groaznică dintre căi și pe cea mai eficientă în distrugerea sufletului. Iudeii au văzut noroadele, nu numai pe, pe Mântuitorul, l-a însoțit, bat aceasta, ci pe urmașii lui până în ziua de astăzi și tot timpul. Ei sunt priviți ca inculți, ca înapoiați, ca. De, de către oameni care îi privesc de sus, care se înalță, se îngâmpă, în speranța că batjocorindu-i în felul acesta își vor pierde credința. Acesta este atacul. Eu m-am rugat pentru tine să nu se pierde credința ta sub jocura acestor oameni. Spune Scriptura când au văzut vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl jocoreau. Foloseau aceeași armă. În speranța că vor stârni sufletul lui în final să dea o ripostă. Și a fost încercarea sufletului lui extrem de grea. Dar prin harul lui Dumnezeu, mare a fost biruința Duhului Sfânt în viața lui și în viața noastră. Imaginați-vă, vă rog, pentru un moment, lupta aceasta sufletească a lui Pavel care spune era mai înaintat decât toată generația mea în ce privește cunoștințele, în ce privește ascultarea de legi, eram fără prihană, eram evreu din evrei și toate aceste lucruri despre care spune că erau câștiguri și le-am socotit ca o pierdere. Și toate acestea devin obiect de batjocură în final și sufletul lui este încercat până la extrem, în a rezista ispitei sau tentației de a se înălța, de a se mândri și de a, de a riposta încercării acesteia grea. Însuși Mântuitorul îi se arată lui în Arabia în timpul celor trei ani. Acolo merge el la școala aceasta a cerului, după care, cu Evanghelia aceasta venită din cer, n-am primit-o de la oameni, nu m-a învățat Petru, nu m-a învățat Ioan, nu m-a învățat nimeni. Cu Evanghelia aceasta, el, care era cel mai înainte, merge la un pescar, la pescarul Petru, și îi supune frumos Evanghelia lui și ascultă ce îi spune el. Nu numai, și apostolii mânați de același Duh Sfânt. Îl încurajează și îl ridică. Dar ce încercare a fost aceasta? Dincolo de aceasta, este întâmpinat în biserici peste tot cu suspiciune. Nu credeau că este ucenic. Ce ucenic să fie ăsta? Ce creștin să fie omul ăsta? Nu se poate așa ceva. El trebuia să trăiască permanent sub, acestă, sub această ciupercă atomică a îndoielii a necredinței, a neîncrederii din loc în loc. Acestea îi puneau greu sufletul la încercare. Dar cu câtă smerenie îi spune el Domnului, așa făceam eu altă dată. Așa am procedat eu, așa am umblat eu între oameni. Îi înțeleg pe oamenii aceștia. Nu se poate, nu e nimeni care să îi înțeleagă mai bine decât îi înțeleg eu. Și el, cu fiecare încercare, ca și noi de asemenea, cu fiecare încercare, uh, prin bat aceasta, căreia îi rezistă, uh, Dumnezeu revarsă o nouă putere și ne pregătește pentru uh, o nouă încercare prin care trecem. Uh, îl bat jocoreau pe Pavel. Oh, cine teologul s-a găsit sau a fost în Arabia trei ani și ce ai făcut pe acolo? Și același lucru care s-a întâmplat cu Isus scrie Scriptura, neamurile și idei în voire cu mai mari lor s-au pus în mișcare ca să-i bat pe ucenici și să-i ucidă cu pietre. Deci nu am văzut pe cineva să fie condamnat pentru lucrul acesta așa în mod direct, dar efectele acestei lupte a împotriva sufletului s-a putut vedea asupra multor oameni care din pricina batjocurii, a rușinii, din pricina disprețului căruia a trebuit să-i facă față, Dima din dragoste pentru lumea de acum, atunci m-am săturat, eu am plecat, nu mai îmi trebuie. Pe când Pavel Apostolul zice, din cetate în cetate, Duhul lui Dumnezeu ne înștiințează și ne întărește să facem față lucrurile acestea. Nu, noi nu suntem numai uh, cei care suntem atacați cu batjocură, ci suntem și cei care suntem ispitiți să batjocurim. Lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată asupra Domnului Hristos. Uh, e un capitol în Scripturi, ispitirea lui Isus. Isus n-a fost ispitit niciodată. A încercat diavolul să-l ispitească, dar ce s-a întâmplat acolo nu a constituit niciodată o ispită pentru Isus, adică să saliveze să sau să-i sclipească ochii la ceea ce i s-a arătat. Nu, niciodată n-a constituit lucrul acesta o ispită pentru el. Nu, no. nu. No. Pe când noi, noi ca oameni suntem înclinați, suntem înclinați să facem același lucru. Și când suferim batjocură, suntem înclinați să întoarcem înapoi. De aceea, Apostolul Petru ne atrage nouă atenția în capitolul 2, versetul 23, cu privire la Mântuitorul. Atenție! Cum răspunzi când ești bat El a depus o frumoasă mărturie, tocmai sub aceasta, în această cumplită atmosferă. Versetul 23. Când era bat nu răspundea cu bat jocuri, ci când era chinuit, nu amenința, ci se supunea, nu lor, nu bat jocurilor, dreptului judecător. Doamne, cu tine vorbesc. Diavolul a folosit continuă să folosească și va continua să folosească arma batjocurii împotriva sufletului care caută să fie credincios lui Dumnezeu. Nu există o armă mai eficientă și mai destructivă decât aceasta. De aceea, sufletul nostru trebuie întărit înaintea lui Dumnezeu, trebuie armat, trebuie imunizat, să facă față zile acestea sau arme acestea acelui rău. Oamenii, omul nu se va opri niciodată la a bat jocorii pe un alt om. Și după ce va bat jocorii pe un om, în realitate bat jocorește pe Dumnezeu. Biblia spune, nu ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, celor mai însemnați, frații mei, mie mi-ați făcut aceasta. Și dacă te uiți la batjocura celor care batjocurea pe Mântuitorul sau batjocurea pe apostoli, dacă te uiți, această batjocură de fapt era proiectată spre Dumnezeu. Numai că epistola către Galateni 6 7 spune Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ci batjocura batjocoritorului cade pe capul lui. Aceasta se întâmplă. Dar nu puțin oameni, e, și anume aceia care n-au făcut din Domnul nostru Isus Hristos cetatea de scăpare sau stânca e, păzitoare sub care mă ascund de săgeata arzătoare a celui rău, toți aceia care n-au făcut din el scutul sau cetatea lor s-au prăbușit sub loviturile acestea. Cred că sunteți cât de cât uh, suntem, ca națiune, informați de fenomenul Pitești. Eu nu vreau să mai folosesc un alt cuvânt uh, la închisoarea Pitești. Uh, bătăile și sângele care a fost vărsat, și țurcanul, și apoi cum și el a fost uh, bătut, executat și așa mai departe, uh, toate acestea le lăsăm la parte și uh, cei care doresc să cunoască așa ceva uh, au, au posibilități largi astăzi pe internet. Vreau să ne oprim, însă, la un singur aspect. Cum au fost uh, persecutați tinerii creștini, studenți intelectuali care au fost? Sfânta Cină a fost uh, imitată de acest bazjocoritor de Dumnezeu, într-un fel în care eu nu pot să descriu acum Aici. Ce se întâmpla în ziua de Paște? Din ce fel au fost forțați oamenii aceștia? În ce condiții de bătaie de joc? <coughs> Iertați-mă. În ce condiții uh, de, de bat jocură a fost uh, săvârșită uh, așa, această numită cină a Domnului? Uh, nu, nu pot să, să trăiesc nici în imaginație, măcar uh, momentele acelea dar sufăr și simt că îmi plânge sufletul în mine pentru cei care au fost martori la o astfel de împrejurare. Nu vă înșelați, scrie Biblia. Dumnezeu nu se lasă să fie bat jocoriți. Bat jocoriți. Ce seamănă un om aceea va și se După ce am suferit și am fost bat jocoriți în Filipi, scrie Pavel, bat nu a nicăieri nu au fost scutiți sau ocoliți. Nu. No nicăieri. Ceea ce s-a întâmplat Domnului lor, aceea se întâmplă ucenicilor lui. Dacă pe mine m-au bat jocorii, și pe voi vă vor bat jocorii. Dacă s-au făcut aceste lucruri copacului verde, ce se va face copacului uscat? De aceea, iubiții mei, frați, Biblia spune să ne uităm țintă la acela care a suferit o așa de mare împotrivire, cum e bat aceasta, o așa de mare împotrivire față de sine, ca să nu ne pierdem inima, că riscăm să o, și să obosim, să cădem de oboseală în sufletele noastre. Riscăm să ne pierdem inima, riscăm să lăsăm totul jos, riscăm să întoarcem spatele, să, să mergem în direcția opusă. Sub suferința aceasta cumplită pe care o produce bagiocura în sufletul nostru. Să ne uităm țintă la acela care a suferit o așa de mare împotrivire față de sine ca să nu ne pierde inima. Dacă nu ne uităm la el, vine un moment în care sufletul omenesc se întreabă pentru ce atâta suferință, care e rostul acestui lucru, Îș, își pur și simplu își pierde inima, se întoarce înapoi. Pavel scrie despre experiența lor din Filipii. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Ce să mai vestim după ce și-a bătut joc de noi în felul acesta și ne-au publicat și au spus toate lucrurile rele și neadevărate posibile în dreptul nostru? Ce să mai te duci să mai... Uitați răspunsul lor! Și acesta trebuie să fie și răspunsul nostru. După ce am suferit, după ce am fost bat jocoriți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia în mijlocul multor lupte. Acesta este, aceasta este cununa pe care o așează Mântuitorul pe sufletul celui care și-a țintește privirea la acela care a suferit față de sine o împotrivire așa de mare. În momentul în care vedem batjocura și suferința Mântuitorului și împotrivirea aceasta și comparăm cu ce ni se întâmplă nou, chiar ni se face rușine cumva. Ne dăm seama că este nimic. Suferințele de acum jocuri de acum nu merită să fie puse alături de slaba viitoare, spune Biblia. ți și rușine să compari într-un fel sau altul, dar condiția este ochii țintă în permanență la acela care a suferit. Alții au suferit jocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, scrie Iacov, capitolul 2, versetul 7. Alții au suferit aceste lucruri. Acum, răspunsul Mântuitorului nostru când era bat jocorit, nu răspundea cu bat și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Aceasta este chemarea noastră și, aș putea spune, metoda prin care noi vom putea face față săgeților arzătoare ale celui rău. Omul va ajunge să aibă de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Se va întâmpla cineva din familie la un moment dat care urăște pe Dumnezeu sau disprețuiește pe Dumnezeu să își bată joc de cineva care, a cărui viață este legată de Dumnezeu. Să-și încredințeze sufletele dreptului ziditor, spune Biblia, când se întâmplă așa ceva. Pentru că Duhul Slavei odihnește peste tine când suferința aceasta și bajocora vine din faptul că ești un om, o ființă credincioasă lui Dumnezeu și pentru numele Lui. Dacă sunteți bazjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi. Așa a spus Domnul Hristos. Fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu, se odihnește peste voi. Bat cu care Cineva este întâmpinat și tratat, este legată de multe ori de biruința pe care bazocoritorul nu poate obține asupra vieții lui și, așa spune Biblia, de aceea se miră ei că nu alergați la același potop de desfrâu. Ați văzut pornografie, video, potop ce este, miliarde sunt cheltuite de generația aceasta care seamănă cu a lui Noe din ce în ce mai mult. Toate întocmirile gândurilor erau îndreptate numai spre rău. Și spune Biblia, din cauza că nu mai alergați la același potop de desfrâu cu ei, din cauza aceasta ei se mire și vă batjocoresc. Acesta e adevăratul motiv care stă în spatele acestei jocuri. Lucrul acesta însă n-a fost de rezervat unei perioade. Noi am făcut progrese mari în civilizație până în vremea noastră. Dacă ar veni unii dintre cei care au trăit înainte, nici nu ar recunoaște lumea noastră, ar crede că sunt pe o altă planetă. Trist însă că în domeniul sufletesc, în domeniul moral și spiritual, lucrurile nu numai că n-au mers înainte, au mers în jos. Și prin contrast, războaiele au arătat lucrul acesta: cu cât omenirea a avansat în tehnologie, în civilizație și în tot felul de, de aspecte în științe, și toate acestea, cu atât sufletul fără Dumnezeu s-a dus mai jos și mai groaznic. Și oamenii cei mai civilizați au ajuns să comită cele mai cumplite atrocități, ceea ce arată că niciodată nu va fi confirmată teoria cum că dacă avem de-a face cu o formă de progres în societate, în ce privește civilizația și așa, așa mai departe, omul se schimbă, nu, omul nu se schimbă niciodată. Este prin aceste mijloace. Este o singură cale, este unul singur care poate schimba inima și care poate împlini pentru sufletul omenesc Ceea ce îi lipsește. Ascultam interviul domnului Ilie Năstase, tot respectul pentru acest om care a, a dus țara noastră pe, pe harta lumii, și uh, am urmărit uh, aspect, diverse aspecte ale vieții lui, ca să îl auzim acum în ultima parte a vieții lui, cum a ajuns să vorbească despre Dumnezeu și să spună că lucrul acesta i umplut cumva viața, i-a adus liniște sufletească. Și ne-am dat seama că toată alergarea lui și toate căutările lui în viață, de fapt, au avut ca obiectiv acest lucru. El îl căuta pe Dumnezeu, l-a căutat unde nu era și a văzut că nu este aici și nu e nici dincolo și nici dincolo și nici dincolo. Și așa cum spune Biblia, ai pus în inima lor gândul veșniciei, pe acesta îl caută omul, ajunge în final să uh, cunoască direct Așa ca idee, sigur că suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu, o idee generală a omenirii, dar personal lucrul acesta a impactat și a schimbat viața. Înainte de toate însă, să știți că în zilele din urmă, acestea sunt zilele pe care noi le trăim acum, în zilele din urmă vor veni jocuritori plini de jocuri. Deci, uh, uh, dacă unii oameni ar mai căuta acum demonizații care erau în timpul lui Isus, nu i-ar mai găsi pe aceea. Ca și când demonii au stat pe loc, adică lumea s-a civilizat, tehnologia și științele și toate au avansat inimaginabil și să credem că diavolul a rămas primitiv, un, un animal cu coadă, cu coarne, cu înfiorătoare, pare, o prostie de nescuzat lucrul acesta. No, noi asistăm la o, modernizare a demonizării în generația noastră și, de asemenea, asistăm la o exacerbare a disprețului și a jocurii care este adesea atașată sau îndreptată împotriva sufletului credincios lui Dumnezeu. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni jocuritori plini de jocuri ce cu cuvântul acesta plin? Păi este același cuvânt de, legat de potopul lui Noe. Mintea lor era plină cu răutate. Toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi, adică tot timpul, numai spre rău, spre tot răul posibil. Adică răul era total. Și atunci a venit potopul. Acum, noi asistăm la un fel de specializare sau de de rafinare, dacă se poate folosi cuvântul acesta, a jocurii, până acolo încât vor veni batjocuritori plini de batjocură, Plin. Toate întocmirile gândurilor sunt uh, prinse aici și uh, care vor trăi după poftele lor și se vor proteja sau vor proteja traiul păcătos cu această formă de batjocură. În vremile din urmă, spune Iuda, v-au spus prorocii, că vor fi, vor fi care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Eram, am mers la un examen odată și am stat la un hostel, să numea, în Anglia, unde dormeam acolo. Și am stat în hall la, la intrare acolo, era un televizor și pe televizor era o doamnă din Statele Unite care predica în locul acela, la intrare acolo în lobby, la hostelul acesta, era un cetățean care mirosea greu, foarte greu, a beții, a urină, a toate lucrurile acestea, hainele distruse complet pe dumnealui, chipul dumnealui desfigurat și dezumanizat. Cu ce credeți că se ocupa omul acesta complet ruinat? Își bătea joc de predicatoarea care preda Evanghelia studenților acolo pe ecran. Deci bătea joc. St am stat și m-am uitat la omul acesta și am zis, aș fi înțeles cineva care avea o agendă. Tu ce agendă ai de tu-ți bați joc de lucrul acesta? Diavolul știe că în momentul în care poate determina un om să-și bată joc de Evanghelie sau de credință sau de cel credincios, în momentul acela, omul acela este imunizat împotriva Evangheliei. El își distruge șansa lui de a mai primi sau de a mai crede vreodată Evanghelia datorită faptului că bătându-și joc de ea, a minimalizat-o, a înjosit-o, uh, literalmente a făcut un gunoi din ea uh, care nu-i va trebui niciodată. Un lucru este primit sau respins în funcție de valoarea pe care o are înaintea sufletului nostru. Și atunci când Evanghelia este întâmpinată cu jocură, uh, omul pierde sau reduce drastic șansele lui de a mai putea crede vreodată. Știu, spune în cartea Apocalipsei, vers, capitolul 2, versetul 9, știu necazul tău, sărăcia ta, dar ești bogat, scrie aici, și ce mai știu, spune Domnul, bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, aceștia erau credincioși. Aceștia mărturiseau credința în Dumnezeu și ei erau aceia care batjocoreau pe cei care își predase viața Domnului. Cei care Zic că sunt idei, bat jocurile lor, care zic că sunt membri ai Bisericii sau sunt o parte din religie sau din o congregație, aceștia spune Biblia, bat jocurile din partea celor ce zic că sunt frați sau sunt așa, și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Păi, dacă este frate care zic că sunt frați, dar este o sinagogă a Satanei. A mai fost o șansă uh, unică pe care a avut-o regele Irod uh, de a uh, vedea în Domnul Hristos uh, pe Fiul lui Dumnezeu și mântuirea și salvarea propriului său suflet și a omenirii. Numai că Irod, fiind un om bazjocoritor, uh, n-a putut să vadă nimic, ci așa cum scrie Scriptura, Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț, Ha, ha, cu Isus se purtau cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-au trimis înapoi la Pilat. Acum îndemnul pentru sufletele noastre. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Doamne Dumnezeul nostru, Dă-ne darul acesta de a privi țintă la tine. Ajută-ne să ne uităm cu luarea minte la cel care a suferit împotrivirea aceasta și de fiecare dată când obosim sau tindem să cădem în sufletele noastre, îndreaptă privirea noastră spre tine, Doamne. Îți mulțumim că ai fost biruitor asupra batjocurei jocurilor. Dă-ne și nouă, fă -ne și nouă parte de această biruință în numele Tău Sfânt în veci. Amin.